Președintele interimar al Partidului Național Liberal, Maramureș, Mircea Dolha, a declarat astăzi în cadrul unei conferințe de presă că formațiunea va intra într-un proces de reorganizare. Fiecare organizație va avea un președinte unic, urmând să aibă loc în perioada următoare o fuziune reală a PNL și PDL. Într-o lună trebuie să finalizăm acest proces pentru că, iată, vă mai dau o știre, așa cum până mâine, până în 15 iulie, PNL Național a spus că are președinte unic în fiecare filială, așa și noi mai vă spunem că până în 15 august trebuie să finalizăm acest proces. Mircea Dolha a declarat că până în 15 august trebuie să fie deja făcută și o listă a parlamentarilor. Cei care au mimat doar că sunt parlamentari nu o să mai fie pe listă. Cei care vor și pot dovedi că aduc în folosul băimărindu-și și maramășenilor beneficii din funcția aceasta nobilă de parlamentar vor fi sprijiniți. În ceea ce privește viitorii parlamentari, președintele interimar al PNL Maramureș a precizat că obiectivul este ca filiala să aibă minim 3 reprezentanți în forul central. În această după-amiază a fost programată o ședință a Comitetului Județean Executiv, unde urma să se discute și situația organizației Baia Mare.